că sunteți o persoană în politică foarte activă, de mult timp, cu multe succese. O să vă întreb care credeți că ar trebui să fie principalele calități a unei persoane politice? Principalele calități, aș spune că principalul este verticalitatea. Bineînțeles, să fii onest, cinstit și devotat nu ție personal sau unei grupări de oameni, așa cum se întâmplă, cu părere de rău, în politica moldovenească, dar să fii devotat alegătorilor, să fii devotat cauzei și, bineînțeles, să lucrezi pentru perspectivă, nu pentru ziua de astăzi, cu toate că și ziua de astăzi este importantă, dar viitorul, temelia viitorului se pune astăzi. Care este politicianul din Republica Moldova în care aveți cea mai mare încredere? Vedeți, dumneavoastră, această întrebare pentru mine este cam problematică. Am avut pe parcursul anilor în mai mulți încredere și chiar foarte mare încredere. În cine? Dar de mai multe ori această încredere m-a adus la unele trădări de proporții care au prelungit viața, să zicem, comuniștilor, aflarea comuniștilor la guvernare pe mai mulți ani în Republica Moldova. De aceea n-aș vrea să transform pe cineva în icoană și n-aș vrea să pronunț un nume. Și nu întâmplător, la prima întrebare v-am spus despre verticalitate, fiindcă trăsăturile noastre mai mult balcanice aici, cu părere de rău, astăzi cu unei mâini cu alții, de ce își vă zic de acea verticalitate și acel devotament cauzei și viitorului țării, care trebuie să-l aibă un politician sau un formator de opinie în Republica Moldova. Nu vreți să faceți icoane pe cineva, dar despre cei care v-au trădat. Ne spuneți cine a îndrăznit? Of, sunt cam mulți ori. Nu vreau să-mi aduc aminte de anii 2005, după alegerile parlamentare, fiindcă sunt foarte convins că ați jigni pe cineva. Dar dacă nu se întâmpla ce aici s-a întâmplat la 4 aprilie 2005, noi punem capăt dictaturii comuniste încă atunci. Dar cineva a vrut să-și păstreze pielea și vreau să vă spun că și-a păstrat-o nu chiar rău. Dar poporul are de suferit. De aceea, astăzi nu voi da nume, dar va veni vremea când le vom spune și pe acestea tranșant, direct, pentru ca poporul să nu mai comite erorile care le-a comis pe parcurs. Un vizitator al portalului de știri Unimedia vă întreabă: nu credeți că AMN e prea conservator și în această cauză pierdeți foarte multe voturi odată cu schimbarea mentalității în Republica Moldova? Deci, întrebarea este destul de interesantă. Dar nu este conservator Alianța Moldova noastră, partidul Alianța Moldova noastră. Dimpotrivă, noi suntem un partid care avem un program, sarcina noastră este principalul, vectorul principal este vectorul pro-european. Și bineînțeles că noi nu putem modela situația astăzi, este, mâine, la vest. Întotdeauna am mai fost noi criticați că suntem un partid fără identitate și așa mai departe. Iată, uitați. Suntem unicul partid din Republica Moldova, din toată gama partidelor liberale, care suntem membrii internaționale liberale. Suntem unicul partid din Republica Moldova, membrii ai partidului liberal, european liberal reformator, ELDR.
Unicul partid membre ai LAIMEC, asta e Uniunea Internațională a Tineretului Liberal. Adică suntem cel mai bine determinat partid în plan identitar, în plan internațional. Dar noi suntem un partid cu tradiții. Nu suntem partid val. Ce e val, ca valul trece. Bineînțeles că în această perioadă, în Alianța Moldova noastră, au venit foarte mulți oameni cu diferite viziuni, dar anticomuniști. Fiindcă eram unica forță care lupta cu comuniștii. Acum au mai apărut, mă rog, peste noapte, unele și alte partide de orientare liberală, de orientare democratică și oamenii de acum își caută unde este poate mai cald, unde este mai bine, unde li se dă ceva material și moral, posturi de serviciu și așa mai departe, iar noi continuăm să ne îndeplinim datoria noastră de, mă rog, de purificare atât a Partidului Alianța Moldova noastră și dacă vor să plece, lasă să plece. Vorbiți despre atâtea realizări a partidului. Vreau să vă întreb cum se face atunci când ați avut probleme cu listele AMN-ului. Au plecat unii deputați și mă refer în special la domnul Cheptene, pe care l-ați promovat destul de mult în ultimii ani. Da, Brusel Cresc era un tânăr care parcă ceva trebuia să revină, să crească. Dar este încă prematur de a declara, a plecat sau n-a plecat. Dumnealui, poate la, mă rog, la unele emoții a declarat în Parlament că pleacă din Alianța Moldova noastră, rămând în fracțiune. O să vedem cum vor demara lucrurile pentru viitor. Dar cum își desfășoară activitatea în partid, în fracțiune? Totul este în ordine, până când probleme noi nu avem la acest capitol. Dar vreau să spun că nu numai Alianța Moldova noastră are probleme de, să zicem, de traseism, iată, politic. Toate partidele de Republica Moldova sunt afectate de acest lucru. Să zicem, și Partidul Comuniștilor nu are probleme. Și alte partide nu au probleme. Și Partidul Liberal Democrat nu are probleme. Când pleacă, să zicem, figuri cheie ca Năgăcevski, cei care au creatorii, fondatorii acestui partid și multe alte lucruri. Unica ce nu face Alianța Moldova noastră, noi nu umblăm cu cumpărarea membrilor de partid, a liderilor de partid, cu vânzarea lor. Noi îi lăsăm să se autoaprecieze ei singuri. Și cred că unii din ei care fac acești pași, eu aș spune în viziunile mele, negândiți, se vor târzi, dar poate să fie târziu. De cine cumpără, cine vinde? Nu, de pildă, astăzi eu nu voi da nume cine cumpără, dar dacă s-a ajuns la aceea ca în satul meu natal să se propune 10.000 de lei la un consilier sătesc, comunal, să treacă de la Alianța Moldova noastră la alt partid, sau dacă, să zicem, în rezultatul unor deplasări, unor factori de decizie din Republica Moldova în unele raioane, să promit sume financiare pentru, mă rog, necesare, pentru reparația unui acoperiș, pentru construcția unui dig, pentru altceva, cu condiție că, iată, liderul și organizația teritorială trebuie să treacă din Alianța Moldova noastră în alt partid. Eu consider că noi, cele patru formațiuni, delegând împuternicirile unuia din noi patru, în primul rând trebuie să fim foarte onești și să înțelegem că nu președintele țării sau președintele Parlamentului sau prim-ministru sau procurorul sau altcineva deci este de sine stătător. El este patru în unu, fiindcă
cu 12-13 mandate în Parlamentul Republicii Moldova, să devii astăzi un conducător al statului și să uiți de colegii tăi și cei care te-au adus la această funcție, eu cred că toate lucrurile pot să te ajungă de mult. Am vorbit mai abstract, așa, știți. Dar când veți spune despre cine vinde, cumpără, când despre... Eu cred că dumneavoastră știți numai rău decât mine. N-aș vrea să arăt cu degetul. Iată, cei care se vor simți, să zicem, cumva afectați de ceea ce spune Urecheanu, așteaptă replici de la ei. Un alt vizitator vă întreabă. Orice partid își are sponsori, dar oare nu v-a discreditat total, lăsându-l pe Platon pe listă? Deci, nu Urecheanu personal hotărăște problemele cine este, rămâne sau nu rămâne în lista candidaților în Parlamentul Republicii Moldova. Decide întotdeauna Consiliul Național. De aceea, eu vreau să vă spun că și în jurul lui Platon, așa cum el este tirajat ca o personalitate controversată, dar unde este măcar un dosar? Unde este măcar un verdict? Unde este măcar o hotărâre a judecății că Platon în ceva este vinovat? Eu știu că el a fost persecutat de comuniști deoarece era în niște divergențe de ordin, să zicem, din business cu ficiorul lui, deci, al lui Voronin. Eu sunt un om al lucrurilor concrete și nu m-am temut niciodată, că am fost și eu învinuit, am umblat prin judecăți 2000 de zile, chiar cel de-al doilea război mondial s-a terminat în 1418 zile. Eu 2000 de zile am avut de furc cu tovarăși comuniști și am umblat prin judecăți vreo 5-6 dosare intentate la comandă. De ce nu am niciun drept de a suspecta pe cineva atunci când nu sunt materiale concrete? Deoarece aceste lucruri care ne sunt pur caracteristice poporului nostru moldoromân, iată, de a turna murdăriei pe om, de a vedea un om negativul. Dar eu vreau să vă spun că eu văd în omul, în fiecare om, în prim plan, lucrurile pozitive. Nu vreau să divizez, iată, să-l etichetez pe cineva. Și de ce, iată, a fost prezent și este membru de partid. Se va regăsi pe listele electorale? Nu pot să vorbesc eu la acest capitol. Nu cred că acest lucru este posibil, fiindcă prea multe discuții neîntemeiate în jurul acestei candidaturi și nu numai. De data aceasta noi vom procede mai altfel, mai democratic, la formarea listelor. Deci, de fapt, întotdeauna a fost democratic, au fost propuneri din teritorii, nu Urecheanu a făcut lista, dar fiecare organizație raională a propus candidaturile sale. Și Platon tot a fost propus de organizație teritorială pe atunci Căușeni. Așa că nu sunt probleme. Da, cum este privit domnul Platon ca persoană în echipa dumneavoastră? Eu vă spun că este un om foarte competent. Un om foarte dinamic. Undeva, poate, în unele chestiuni este mai radical decât noi. Decât ceilalți membri ai fracțiunii. Dar trebuie să înțelegem că este un om tânăr, cu multă energie, un om de succes în business, care trezește mare invidie. Moldova, dacă ești sărac, lichid pământul, ești bun pățan. Dar dacă undeva ți-a mai mers prin business, iată cum în ultimul timp atacurile asupra unor oameni de afaceri, n-aș vrea să-i nominalizez, dar a fost așa. Deși au ieșit la suprafață, iată aceste învinuiri,
de-abia după plecarea comuniștilor de la guvernare. De ce și cei care astăzi, iată, atacă alianța, că nu au fost protejați, dar atacă alianța pe acele fapte care au fost săvârșite în perioada guvernării comuniștilor? De ce nu s-au apărat și ei atunci prin judecăți, așa cum a făcut Orecheanu?